Nemulțumiți că salariile le-au scăzut considerabil, angajații personalului tehnic, economic și socio-administrativ din cadrul unităților miniere din Valea Jiului au protestat astăzi în curtea complexului energetic Hunedoara. În plus, angajații care urmau să se pensioneze în curând nu mai pot face asta după ce au muncit o viață întreagă. Se adună testa de la unitățile miniere în urma unei decizii a directorului general privind cotele procentuale de intrare în subteran. Deci, conform contractului colectiv de muncă, cotele procentuale de intrare în subteran sunt la decizia directorului general. Se stabilesc prin decizia directorului general. Marți a fost o întâlnire în Comisia Paritară. În cadrul la terminarea ședinței de Comisia Paritară, directorul general a rămas în sală cu sindicatele și au discutat pe această decizie. Eu nu am participat fiindcă nu sunt membru în această Comisie Paritară. Nu s-a ajuns la nicio înțelegere, dar nici nu s-au blocat discuțiile, urmând a fi reluate vineri. La această decizie s-a ajuns din cauza unui control efectuat de Curtea de Conturi. Există decât o singură cale de a rezolva această stare de tensiune, și anume ca cei care au provocat-o să își dea demisia și să lase profesioniștii să conducă complexul energetic Hunedoara. Lucrurile sunt duse într-o extremă din care ei nu mai pot, nu le mai pot întoarce. Sunt salariați care pierd chiar 400 de lei, dar cel mai grav este faptul că sunt salariați care pe lângă bani pierd și grupa de muncă și sunt salariați care prin această decizie nu pot să iasă la pensie peste 3 sau 4 luni de zile când ar fi avut condițiile și sunt nevoiți să-și desfășoare în continuare activitatea după o viață de muncă în condiții normale, pentru că așa a dat domnul Niculescu această decizie pe care eu o numesc așa vreau eu. Cam cât pierdeți? Destul de mult. Pierdeți și grupa de muncă? Da. Am pierdut. Noi avem drepturi. Nu mai avea drepturi atunci. Dar s-au zis ce a spus domnul Liga. Cine conduce? Noi nu avem un șurub la mină. Înțelegeți? Pe ce să punem mâna să lucrăm? Cu ce să facem? Luăm de acolo și punem dincolo. Să meargă treaba, să ne luăm bani. Personalul TESA a hotărât să protesteze pentru că deciziile luate de complexul energetic Hunedoara sunt umilitoare, urmând să acționeze complexul în instanță.